Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Pentru început, vă pot anunța că pe agenda de astăzi ne-am propus să punctăm trei evenimente importante, cu ajutorul dumneavoastră să le promovăm la nivelul județului și, de ce nu, la nivel național. Aceste două evenimente fac parte din ceea ce încercăm noi să realizăm la nivelul inspectoratului, un profil educațional pe evenimente de anvergură. Pentru început, o să vă prezint proiectul educațional Centenar 2018 Neamț și, la punctul al doilea, concursul național de fizică, Evrica. Alături de noi îl avem pe domnul inspector școlar general, profesor dr. Viorel Stan, căruia îi dau cuvântul pentru a vă adresa un mesaj de început al conferinței de presă. Să rămână și bună ziua și bine ați revenit la sediul ISJ Neamț. Mă bucur foarte mult că mai toate organele de presă de județul Neamț sunt prezente aici, excepțiile cele din Piatra, înțelegând și problema celor din Roma și Târg. Suntem în plină campanie în inspectorat, având o multitudine de activități foarte, foarte importante. Aș enumera doar atât finalizarea etapei a doua și pregătirea pentru a treia la scrierea la Casa Pregătitoare. Suntem pe calendarul mișcării cadrelor didactice într-o etapă foarte bine definită. Chiar zilele astea pregătim și suntem în pregătiri pentru concursul, examenul de definitivat. Am avut și o videoconferință ieri cu secretarul de stat Gabriel Ispas pe această temă și s-au pus la punct la nivel național toate problemele organizatorice, respectiv tragerea sorți a centrelor unde se vor duce reprezentanții CCD din toate județele în monitorizare și cine va veni la noi, cine pleacă de la noi, și încă alte olimpiadele școlare și multe, multe alte activități. Deci, nu cred că ai mei colegi se pot plânge la ora actuală că nu au activități multiple. Pregătim și o nouă brigadă de îndrumare și control în teritoriu. Deci, sunt multe, multe, multe activități. Ne-am oprit în această activitate de astăzi la două probleme, și anume la activitatea pe care a anunțat-o foarte bine doamna Preda, care este și, pe lângă purtător de cuvânt, este și cea care organizează și monitorizează întreaga activitate legată de marele eveniment Centenar România 2018, când se primesc 100 de ani de la finalizarea războiului, cel de primul război mondial, respectiv realizarea marii uniri de 1 decembrie, respectiv o altă activitate deosebită, și noi ne mândrim cu această activitate pentru că am fost nominalizați, iar nominalizarea s-a făcut ținând cont de valoarea profesorilor din județul Neamț, profesorilor de fizică din județul Neamț, respectiv a elevilor din județul Neamț. Așa cum foarte bine știți, întotdeauna am avut la Olimpiada Națională de Fizică rezultate cu totul și cu totul remarcabile. Respectiv concursul itinerant Evrica, care a cărui desfășurare va avea loc la Neamț, așa cum și-a anunțat, în perioada 31 martie 2 aprilie. Există o întreagă sumă de activități conexe. Domnul inspector Secară a organizat întreaga activitate. Ne-am bucurat de sprijinul Consiliului Județean Neamț, ca întotdeauna este alături de noi și ne ajută acolo unde avem nevoie. Sunt absolut convins că al meu coleg, domnul inspector Secară, vă va dezvolta acest eveniment, dar eu vreau să subliniez că personal sunt absolut convins că la Piatra Neamț, pe această perioadă, 31 martie, 2 aprilie, va fi un fel de festival al fizicii, dar nu vreau, Cristi, să vin cu să stric surprizele și mai ales plăcerea de a le anunța tu, dar încă o dată vă repet și insist,
Vă așteptăm la toate activitățile noastre, inclusiv cele legate de Evrica, activități pe care, vă rog să mă credeți, sunt mândru că în calitatea pe care o am, le păstoresc, mă aștept la un regal, dacă vreți, în aceste zile și vă rog să fiți alături de noi și dumneavoastră și cititorii respectiv, telespectatorii dumneavoastră. Doamna Preda, vă rog să preluați. Mulțumesc! Suntem contemporani cu un eveniment marcant pentru istoria românilor și din acest motiv aș vrea să acord importanța cuvenită acestui moment istoric, pentru că nimeni dintre noi nu va mai reuși să prindă următorul centenar. De unde știi? Poate să te înveșnici. Da. Acesta este și motivul pentru care în luna martie debutăm cu acest proiect educațional inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Proiectul educațional se cheamă Centenar 2018 Neamț. Este organizat împreună cu partenerii noștri, Complexul Muzeal Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț. Într-o primă etapă, acest proiect, care de fapt se întinde pe parcursul a 2 ani, va debuta luni. Luni pentru că este 27 martie, pentru că luni aniversăm 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Este și primul moment punctat în proiectul Centenar 2018 Neamț. Pentru acest proiect, în urma consultării cu colegii mei, suntem cu toții de acord că în fiecare școală din județul Neamț trebuie să avem activități deosebite care să aibă un impact asupra elevilor noștri. Acest proiect, vă spuneam că debutează luni, dar avem și 3 centre în județ, la Roman, la Colegiul Național Roman Vodă, la Târgu Neamț, la Colegiul Național Ștefan cel Mare și în Piatra Neamț, la Colegiul Național Hogaș, unde avem 3 profesori coordonatori al unor acțiuni de impact la nivelul comunității. În aceste întâlniri vor fi invitați reprezentanții ai autorităților locale, persoane care sunt dedicate istoriei și momentelor aniversare din istoria noastră. Credem că momentul de luni va fi într-adevăr unul important pentru copii, în mod special, pentru că lor le dedicăm acest debut de proiect, având, bineînțeles, ca principal scop conștientizarea acestui eveniment, ce nu trebuie neglijat. Următoarea etapă a acestui proiect va cuprinde intervenția noastră a școlilor pe tot ce înseamnă parteneriate cu instituțiile județene, respectiv prefectura, instituția prefectului, Consiliul Județean Neamț. Ne vom extinde în așa măsură încât să încercăm ca toate acțiunile noastre, toate dezbaterile, mesele rotunde să le diseminăm la nivelul județului. Avem și inițiativa de a ruga Consiliul Județean și instituția prefectului să ne ajute în crearea unei rețele de comunicare cu Basarabia. Fiecare primărie din județul Neamț va fi rugată să găzduiască pentru anul 2018 grupuri de elevi și profesori din Moldova, din Republica Moldova. Acest demers va începe în luna mai, alături de reprezentanții instituțiilor de care făceam vorbire anterior. Cu siguranță vom avea succes și în această inițiativă, pentru că nu cred că ne va refuza nimeni. Un alt demers va fi acela de a crea și un mit, așa cum istoriei stă bine, are la bază și miturile, simbolurile. Din acest motiv ne gândim că ar fi frumos ca toți tinerii care vin din Moldova la noi în Neamț, simbolic să vină cu un pic de țărână din Basarabia și să creăm și noi aici la Neamț un loc special unde să punem bazele unei uniri spirituale. Poate unora nu li se pare neapărat o inițiativă de maturitate, dar nouă ne place pentru că noi lucrăm cu copiii și copiii trebuie sensibilizați pe toate aceste planuri.
În următoarea etapă ne vom întâlni în noiembrie și decembrie la conferințele din 28 noiembrie, respectiv Unirea Bucovinei cu România și 1 decembrie Unirea Transilvaniei cu România, și vom organiza consultări la nivelul tuturor partenerilor, în așa fel încât la 1 decembrie 2017 să avem pregătit tot programul pentru anul 2018. În așa fel încât la sfârșitul acestui an să funcționeze foarte bine rețeaua de comunicare cu Basarabia, să funcționeze foarte bine rețeaua de comunicare în interiorul județului Neamț, să avem toate datele de contact ale persoanelor pe care ne putem baza, ca în final, la 1 decembrie 2018, să reușim să creăm în județul Neamț un nucleu, așa cum vă spuneam, de Românie unită la nivel spiritual. Pentru acest motiv folosim și tehnica și toată tehnologia modernă. Am realizat și o pagină de Facebook care a căpătat contur în ultimele 2-3 săptămâni. Este simplu, dacă dați căutare pe Centenar 2018 Neamț, va apare această pagină. Pagina va fi monitorizată de mine în mod special, dar cu rugămintea către toți cei care vizualizează pagina să ne ajute în construirea acestei pagini cu diverse evenimente. Și în final aș pune un accent deosebit pe ceea ce ne dorim de fapt în toată această perioadă, pe tot acest proiect educațional, să punem accent pe istoria locală. După cum știți, deja nu este o noutate. Pentru mine, istoria locală reprezintă foarte, foarte mult și o parte importantă a activității mele ca inspector școlar pe disciplina istorie. Trebuie să vedem în fiecare localitate din județul Neamț ce eroi avem din perioada Primului Război Mondial, cum ne putem ocupa fără formalism de aceste lucruri frumoase care sunt pentru neamul nostru o bază reală pentru identitatea poporului român. Și nu sunt cuvinte mari, sunt cuvinte pentru acest moment potrivite, și cred eu că dacă fiecare copil din județul Neamț va merge și va citi pe monumentele eroilor numele celor care sunt din satul, din comuna, din orașul lor, vor descoperi că acolo sunt rădăcinile lor. Toate dezbaterile vor fi anunțate cu o săptămână, două înainte, către mass media și prin dumneavoastră, și vă mulțumesc că ne promovați atât de frumos activitățile. Vom încerca să creăm și o zonă sensibilă de impact la nivel de patriotism cu adevărat real și nu formal, după cum spuneam. Să sperăm că aceste lucruri pe care le inițiem acum, pe parcursul celor 2 ani, vor căpăta un contur cu un sens frumos și că ne vom, în final, vom fi mulțumiți că nu am trăit degeaba acest moment, așa cum spuneam, unic și marcant pentru istoria românilor. Mulțumesc! În continuare îl rog pe colegul meu, inspector Cristian Secară, să prezinte datele despre concursul național de fizică EVRICA, Piatra Neamț 2017. Mulțumesc, doamna inspector! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem onorați să vă aducem la cunoștință faptul că inspectoratul școlar organizează în perioada 31 martie 2017-2 aprilie 2017 concursul național de fizică EVRICA, concurs aflat la ediția cu numărul 27. Inspectoratul școlar, în parteneriat cu Colegiul Național Petru Rareș, colegiul unde se va desfășura proba teoretică, și Colegiul Tehnic Gheorghe Carteanu, colegiul în care cei 350 de elevi și profesori care vor participa la acest concurs vor fi găzduiți pe întreaga perioadă. Aș începe cu un scurt argument pro-fizică, și anume faptul că fizica a devenit mai mult decât o știință fundamentală,
care ne ajută să înțelegem universul și legile fizicii. Este o bază a economiei tehnologizate, construită din lanțe, fibră optică, dispozitive semiconductoare, materiale avansate și multă altă inovație. Fizica ne dă posibilitatea de a fi prezenți la construirea viitorului, în aceeași măsură în care ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru. Unele răspunsuri la întrebări fundamentale din domenii diverse, ca medicina, știința materialelor, industrie, afaceri, se află în principii și legi ale fizicii. Câteva exemple din cuceririle secolului 20, la care fizica și fizicienii au avut o contribuție deosebită, energia electrică, radioul, televiziunea și telefonia mobilă, călătoria pe lună sau spre alte planete, tranzistorul și revoluția electronică, incluzând calculatorul și rețelele de calculatoare, rețeaua World Wide Web, inventat din nevoia fizicienilor de a comunica rapid într-o rețea de calculatoare. Fizica este o artă a înțelegerii lucrurilor, la care sunt găsite răspunsuri la întrebările de mii de ani ale oamenilor în legătură cu de ce este mai tare piatra sau de ce lucește aurul sau de ce strălucesc stelele. Da Vinci a schițat turbulențe în care apa curge, pe care acum le putem explica, desenat fantastice mașini zburătoare pe care acum le putem construi. Oamenii au visat să poată comunica de pe un continent pe altul, să atingă luna sau să privească în interiorul atomului. Acum toate acestea au devenit realități. Organizarea acestei competiții demonstrează atenția deosebită pe care comunitatea nemțeană, autoritățile locale și județene o acordă în susținerea valorilor și a educației tinerilor în scopul formărilor competențelor intelectual-cognitive. Experiența instituțională acumulată ne obligă să oferim un cadru competițional în care elevii municipiului și a județului să-și poată exprima aptitudinile profesionale, demonstrând calitatea cunoștințelor acumulate în școlile noastre. Prin organizarea acestui concurs dorim să promovăm imaginea unei comunități locale care își creează resursele umane în vederea unei dezvoltări ulterioare în care performanța profesională se împletește cu respectarea valorilor comunitare. În afară de proba teoretică, care, repet, se va desfășura la Colegiul Național Petru Rareș, în cadrul acestui concurs, cu sprijinul autorităților locale și a întregii comunități nemțene, am inițiat un proiect educațional care se intitulează Neamț investește în educație. O activitate importantă a acestui proiect se va desfășura pe data de 1 aprilie în ansamblul arhitectural Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamț, la care, pe lângă promovarea turistică a județului Neamț cu prezentarea punctelor de atracție turistică ale județului și a municipiilor din județ, încercăm să arătăm comunității locale realizările și performanțele obținute de Școala Nemțeană de Fizică și nu numai Școala Nemțeană de Fizică. Printr-un parteneriat cu Facultatea de Fizică de la Iași, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, la acest eveniment, elevii din școlile nemțene vor prezenta dispozitive experimentale în care fac dovada competențelor acumulate în școală, dispozitive cu care au participat la diverse concursuri școlare, nu numai la disciplina fizică, ci și interdisciplinar cu alte discipline, cum ar fi chimia, informatică, mecatronica, competențe care dovedesc interesul elevilor pentru științe, pentru fizică, pentru astronomie și nu numai. Facultatea de Fizică prezintă elevilor participanți, a elevilor din școlile nemțene și a întregii comunități nemțene, dispozitive experimentale prin care își propun să promoveze și să atragă elevii spre studiul disciplinei fizică și a științelor. Dacă îmi permiteți, o să vă prezint pe scurt cam care sunt temele abordate de școlile nemțene
de elevii școlilor nemțene în cadrul acestui eveniment. Facultatea de fizică vor veni cu dispozitive experimentale, tun cu vid, tren cu levitație magnetică, descărcări electrice în gaze și alte experimente la optică. Colegiul Național Petru Rareș, o tematică care abordează astronomia, observații astronomice și alte experimente de fizică. Colegiul Național de Informatică vor prezenta rezultatul participărilor începând cu anul 2015 la competițiile pe care, la care au participat, competiții de robotică, competiția internațională Zero Robotics, competiții la care elevii de la Colegiul Național de Informatică au obținut în fiecare an rezultate extraordinare, premii 2, 3 și alte rezultate pe care Agenția Spațială Europeană le-a acordat în cadrul competițiilor pe care le-au inițiat. Colegiul Național Calistrat Hogaș vor prezenta dispozitive experimentale nu numai din domeniul fizicii, ci și din domeniul chimiei. Colegiul Tehnic Gheorghe Carteanu, municipiul Piatra Neamț, vor prezenta dispozitive din domeniul fizicii, a electronicii, alte dispozitive din activitățile pe care ei le desfășoară și în cadrul concursurilor la care participă. De asemenea, Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, cu dispozitive de mecatronică, aș vrea să menționez prezența Liceului de Artă, care vor veni cu instrumente muzicale în care vor demonstra rolul fizicii în studiul acestor instrumente muzicale și un total de 21 de unități de învățământ care, repet, își vor prezenta activitatea pe care ei o desfășoară, o activitate prin care noi sperăm să atragem un număr cât mai mare de elevi spre studiul disciplinei. La acest eveniment participă și Complexul Muzeal Neamț, care va prezenta o ofertă a principalelor obiective existente în județul Neamț. În același timp și Consiliul Județean și Consiliile Municipale și orașele din Piatra Neamț vor veni cu standuri în care își vor prezenta, așa cum am spus, principalele puncte de atracție ale județului. Aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri educaționali, Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Primăria Orașului Târgu Neamț, Primăria Municipiului Roman. O precizare, ca o recunoaștere a valorii Școlii Nemțene de Fizică, Primăria Municipiului Roman ne ajută prin editarea unei culegeri de fizică, de optică geometrică a regretatului profesor Mircea Gligor de la Colegiul Național Roman Vodă. Vreau să vă spun că acest concurs n-ar fi avut posibilitatea să se desfășoare în Piatra Neamț fără sprijinul, așa cum am spus, a partenerilor noștri și în același timp și a sponsorilor din județul Neamț. Kyober, firma Kyober care finanțează activitățile care se vor desfășura, Heidelberg Cement, TCE 3 Braz, Eurodiscant, parteneri care vor fi nominalizați pe elementele de publicitare, prin elementele prin care noi încercăm să promovăm concursul. În afară de cei 350 de elevi și profesori însoțitori din toate județele țării, vor participa în calitate de membri în Comisia Centrală
Profesori universitari de la Facultatea de Fizică Iași, de la Facultatea de Fizică de la Cluj și alți profesori cu nume rezonante în întreaga activitate care se desfășoară la disciplina fizică la nivel național. Concursul este o pregătire pentru viitoarea etapă a Olimpiadei Naționale de Fizică, astfel încât elevii au posibilitatea să-și verifice competențele atât teoretice dobândite și în același timp să redescopere, așa cum înseamnă Evrica, ce înseamnă Școala Nemțeană de Fizică și să redescopere și să experimenteze împreună cu elevii din Neamț, astfel încât să reușim să promovăm cât mai bine imaginea unei școli nemțene moderne și contemporane. Cam atât, mă. Mulțumim, Cristi. Aș vrea să insist puțin asupra ceea ce se întâmplă pe esplanada de la turn. Fiecare școală va veni cu... Deci vor fi standuri educaționale, standuri expoziționale, în care elevi și profesori vor participa, așa cum am precizat, cu dispozitive experimentale. Am uitat să nominalizez Colegiul Tehnic Ion Creangă, care vor veni cu stații de radio locație, stații de radio amatori. Deja concursul a fost lansat acum o săptămână, deoarece radioamatorii periodic au contacte și transmit informații în toată țara. Ei vor încerca să realizeze legături radiodemonstrative cu colegii din țară. Vor încerca o modulare în amplitudine și frecvență în domeniul undelor scurte și ultrascurte și prin satelit. Pe lângă standurile respective, repet, prezența Facultății de Fizică cu patru domenii mari de experimente. Sperăm noi că vor atrage un număr cât mai mare de elevi spre studiul discipline și vor promova cât mai bine imaginea școlii nemțene. În același timp, Consiliul Județean al Elevilor, care este un partener al nostru, vor încheia evenimentul cu activități specifice elevilor și mă bucur că m-ați pus să revin asupra acestui subiect. Pe data de 1 aprilie, după ora 18, când se derulează activitățile din zona pietonală, încercăm să realizăm și festivitatea de premiere. Festivitatea de premiere la care vor participa autorități județene și autorități locale, care vor înmâna premii din partea autorităților județene și autorităților locale, repet, în semn de parteneriat educațional derulat cu Inspectoratul Școlar și a implicării în activitățile educaționale din județ. Sperăm ca și vremea să ne ajute să desfășurăm o activitate în care elevii din Piatra Neamț, elevii din județul Neamț să poată interacționa cu elevii și să constate frumusețea disciplinii fizică, care e o disciplină experimentală și frumusețea ei este pusă în valoare mai bine printr-un experiment în care pot participa și elevii noștri. Da, am rugat pe al meu coleg să insiste asupra acestui moment, pentru că mie mi se pare de cel mai puternic impact vizual și chiar insist să veniți atunci, pentru că sunt absolut convins din cele ce m-a povestit domnul Secară, sunt absolut convins că veți fi plăcut impresionați. Cam astea au fost temele principale pe care am dorit să le prezentăm astăzi. Vă rog dacă aveți întrebări pe această temă sau pe aceste teme sau pe orice altă temă legată de ce se întâmplă în activitatea noastră din inspectorat. Vă rog. Care sunt școlile unde urmează să numiți noi directori? Mă refer la cele la care directorii au plecat sau fie și-au dat demisia sau nu sunt probleme.
Da, și chiar sincer mă bucur de întrebare, pentru că îmi dați ocazia să vin și să spun. În județul Neamț nu a fost schimbat niciun director dintre cei care au luat concursul. Repet afirmația, nici un director dintre cei care au luat concursul. Au fost 19 demisii în prima etapă, de fapt 18, apoi încă una, 19 demisii, care au fost rezolvate conform legii. În ultimul timp avem două demisii parcă, cea de la Vânător și cea de la Pângărați. La Vânători am găsit soluție, la Pângărați nu am găsit încă o soluție care să fie legală, să fie convenabilă din punct de vedere al managementului din unitatea școlară. Sunt mai mulți factori acolo. Cred că în următoarea perioadă, respectiv până luni marți, vom găsi și acolo o soluție pentru a rezolva problema. Și a doua, în afară de aceste instituții pe care le-ați amintit anterior, mai sunt și alte școli în județ la care dumneavoastră, ca și șef al instituției, vedeți probleme și la care v-ați dori o schimbare a conducerii? Nu. Mulțumesc. Pentru domnul Stran, vă rog, legat de scandalul cu profesoara de limba română, liceul teologic. Da, vă dați seama că noi cunoaștem... Vreau să vă întreb, ați finalizat, ați făcut... Nu, nu am finalizat. Deci, de primul, din start să lămurim... Da, noi am fost în contact tot timpul cu conducerea școlii. Am declanșat atunci, așa conform procedurilor noastre, o anchetă a inspectoratului în unitatea școlară legată de eveniment efectiv. Analiza activității doamnei profesoare de limba română o poate face însă numai școala în care dumneavoastră este titulară, dar în acest caz avem o situație extremă, în sensul că o situație de excepție, în sensul că doamna era detașată la seminar. În acest moment așteptăm finalizarea anchetei doamnei, vedem care este situația și vom lua o termină cu consecințe. Îmi cer scuze eu. Domnul director Cojan, la finalizarea anchetei organelor de poliție, noi vom vedea care este ce a constatat și dacă în rechizitoriu, cred că se numește, nu am termenii juridice pus la punct, vom vedea că apare și problema vinei vinovăției domnului director, fără discuție, și domnului va fi supus unei anchete interne. Până în acest moment, noi nu am sesizat că domnia se... Conducerea inspectoratului școlar este cunoscută și vreo altă neregulă de la liceul teologic de care ar putea fi răspunzător domnul director? În afară de ceea ce s-a întâmplat cu scandalul profesoarei... Nu avem nicio informație de acest gen. Vă rog. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și mulțumim că de fiecare dată dați curs invitației noastre și ne ajutați să ne promovăm ca o instituție care face toate eforturile și vă asigurăm de asta ca educația în județul Neamț să fie într-adevăr la un standard calitativ așteptat. Nu uitați că ușa inspectorului școlar general este întotdeauna deschisă.